Amin. Vă invit să luăm locurile. De multe ori, răspunsul Domnului sau Domnul ne vorbește în funcție de modul în care ne apropiem de El. Și pentru Domnul e foarte important sinceritatea noastră. Cântarea pe care aș vrea să o cântăm spune: vin la Tine, Doamne, obosit așa cum sunt. Atunci când ne apropiem de Domnul, să venim așa cum suntem, să nu ne prefacem, să nu ne prefacem în adunare, să nu ne prefacem în rugăciunile noastre, ci în sinceritate să ne apropiem de Domnul, și atunci răspunsul este aproape la rugăciunile noastre și Domnul să ne dea putere. Haideți să cântăm această cântare. Și viețile noastre. Amin. Aș vrea să continuăm să lăudăm pe Domnul prin cântarea "Sunt străjerul care strigă". Iar după această cântare îl invit pe fratele Cristi să ne dea următorul îndemn la rugăciune. Domnul să îi dea har. Sunt străjerul care strigă, glasul meu răsună astăzi pentru voi. Să aveți candela aprinsă și talanții acum să vă pregătiți. Nu mai este mult din noapte și luceafărul pe cer va răsări. Strig acum întâia oară, ascultați-mă din somn să vă treziți. Vine Domnul, vine
acela ce ne-a mântuit. Vine Domnul, vine iară, să ne ia și să ne ducă sus în cer. Glasul meu răsună în noapte, să-l audă vreau creștin. Împăratul vine, pașii lui se-au mai clar îndepărtăt. Lasă lumea și păcatul, din curat să scrie haina ce omor. Striga numai o amară, ascultați-vă. Luca 13, versetul 6 și versetul 7. El a spus și pilda aceasta: un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de cât vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Amin. Problema roadei este o problemă foarte importantă pentru noi creștinii. Roada pe care o aducem noi pentru Hristos, roada pe care o aducem noi pentru împărăția cerurilor. Ar fi o foarte mare tragedie ca la finalul vieții să ne dăm seama că am trăit degeaba. Suntem foarte supărați atunci când facem un lucru și la final, după ce am investit timp, după ce am investit efort sau bani, ne dăm seama că lucrul acela n-ar fi fost folositor și puteam și fără el. Sau ne roagă cineva să facem un anumit lucru și la final zice: mulțumesc, dar mă descurcam și fără. Și ne dăm seama că am mirosit degeaba timpul și energia în acea direcție. O foarte mare tragedie ar fi ca la finalul vieții Domnul să zică: omule, ai trăit degeaba. E o mare, mare tragedie. Nu mai poți da timpul înapoi să repar lucrurile, nu mai ai nicio șansă să câștigi rodul, nu mai ai... Se mai poate face ceva, Doamne? Nu se mai poate face nimic, îmi pare rău. Tocmai ireversibilitatea vieții face ca lucrul acesta, chestiunea aceasta a roadei, să fie foarte, foarte importantă pentru noi. Dumnezeu se uită la noi și caută rod. Suntem la început de an și aș vrea fiecare din noi să luăm decizia aceasta, să-i spunem Domnului: Doamne, vreau să fac rod și, Doamne, nu vreau să trăiesc degeaba. Roadele Duhului Sfânt, roadele pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi, nu sunt ascunse, ci ne sunt și spuse, și Dumnezeu spune să le căutăm, să ne rugăm pentru ele, să ne evaluăm. Și în Galateni, capitolul 5, versetul 22, Duhul Domnului ne spune așa: roada Duhului dimpotrivă este. Acum aș vrea să fii foarte atent. Poate că îți lipsesc anumite roade și îți lipsește anumit lucru din lista aceasta. Lasă Duhul Sfânt să pună degetul acolo unde îți lipsește și pentru lucrul acela să te rogi. Eu nu știu care parte îți lipsește, dar Duhul Sfânt, dacă e sincer, îți va spune. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Ce ți-a vorbit Duhul Domnului, lucrul acela aș vrea să-l cer de la Domnul. Doamne, anul acesta vreau să rodesc în această direcție, poate în bucurie, poate că tot timpul ești supărat, poate în pace, n-ai pace, vreau în înfrânarea poftelor să am mai mare biruință. Roagă-te în direcția aceasta. Și aș vrea să vă mai prezint
câteva cuvinte a Domnului Iisus Hristos care fac problema aceasta a roadei să fie din nou foarte importantă într-o lumină nouă. Iisus Hristos spune ucenicilor în Ioan, capitolul 15, versetul 8. Ioan 15, cu 8. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și veți fi astfel ucenicii mei. Cel mai important și cel mai minunat lucru pe care îl are Dumnezeu este slava pe care o are. Toți îngerii cântă slavă, tot pământul îi dă slavă, noi ca și creștini adunăm să-i dăm slavă. Și Iisus Hristos ne atrage atenția asupra unui lucru foarte important. Dacă aduceți roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Tatăl meu își va primi slava, care îi se cuvine. Neaducând roadă, deducem că noi răpim din slava lui Dumnezeu, un lucru pe care nu ne-l dorim ca niciunul să facem așa ceva. Niciunul să privăm pe Dumnezeu de slava pe care o are. Ne-a mântuit, ne-a iertat, ne-a curățit și a zice, acum trăiești în lume și vreau să aduci roadă. Și aducând roadă, eu voi fi proslăvit și eu îmi voi primi slava. Deci ne dăm seama că problema roadei este una foarte, foarte, foarte importantă, centrală în viața noastră. De aceea, ce Duhul Sfânt ți-a vorbit, ce Duhul Sfânt ți-a accentuat în mesajul acesta, spune Domnului, Doamne, vreau să fiu atent anul acesta. Vreau să fiu vegheator anul acesta și periodic, evaluează-te. Este foarte frumos că Dumnezeu ne spune și ce trebuie să rodim. Ar fi fost pentru noi mai greu să zică, vreau să aduceți roadă, punct. Doamne, ce roadă? Nu știu, descurcă-te, vreau să mă surprinzi la final. Nu, ne spune, vreau să aduci bucurie, dragoste, pace și când cei din jur vor vedea viața ta, să-și dorească să fie ca tine și atunci oamenii vor veni la pocăință. Haideți fiecare să ne plecăm înaintea Domnului, să ne evaluăm și să stăm înaintea Domnului cu hotărâri sfinte și cu hotărâre și determinare care vine de la Domnul. Amin.
Vă invit să luăm locurile. Înainte de a merge mai departe, aș vrea ca să întreb dacă nu cumva au fost lucrări din partea Domnului și dacă au fost să fie spuse astfel încât în ultima rugăciune să ne rugăm pentru lucrurile care ne sunt descoperite. Că suntem cam leneși, neroditori și nu avem un duc de îndrăzneală, că ce rău a reușit să pună un duc de frică peste noi. Și am lăsat cana jos și nu îndrăznim. Domnul ne cere să îndrăznim în seara aceasta. Mai descoperea Domnul pentru poporul Domnului să ne desprindem de tot întunericul lumii acesteia, Domnul. Și Domnul să ne dea putere, că Domnul vrea să ne călăuzească prin puterea Duhului Sfânt, prin lumina Lui, ca să putem avea biruință și Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Domnul să ne dea îndrăzneală. Și așa cum am auzit dimineața, să ne dorim ceva mai mult. Să ne dorim ceva mai mult. Și cum Cristi ne îndemna, să rodim mai mult și cuvântul Domnului. Filipeni, capitolul 4, versetul 13, zice așa: pot totul în Hristos care mă întărește. Noi suntem slabi, noi nu avem putere. Și dimineața am văzut lucrul acesta din Scriptură. Avem nevoie ca să lucrăm și să fim în Hristos. Putem, dar doar în Hristos. Cântarea pe care aș vrea să o cântăm spune: vreau să spună cel ce e slab, eu sunt tare în Hristos. Nu în afara Lui, ci doar cu Hristos și în Hristos. În timpul acestei cântări vom lăuda pe Domnul și cu darurile noastre de bunăvoie. Iar mai apoi, fratele Marin va veni și ne va îndemna pentru următoarea rugăciune. Vreau să spună ce ce eu sunt tare în Hristos, ce însărat eu sunt bogat, iar ce domn sunt sănătos. Osana, Osana, e lumea.
Binecuvântat să fie Domnul, care deja ne-a vorbit. Binecuvântat să fie Domnul, care deja ne-a vorbit astăzi în multe feluri. Prin fratele Alin ne-a chemat la strânge cuvântul în inimile noastre, sinceritate, roadă, îndrăzneală. Toate acestea au ținta chipului Hristos în noi, așa cum am auzit și de dimineață. Și Dumnezeu să ne ajute ca, chiar dacă vin îndemnuri puțin diferite unele de altele, să nu uităm ce a fost în urmă și să păstrăm direcția, căutarea feței Domnului și prezența Lui. Dumnezeu ne-a chemat să fim mai copii ai Lui și am vrea să fim acei copii ai Domnului, plăcuți Lui și după voia Lui. În Filipeni 2 cu 14 și 15 avem o cheie și o explicație sau un ajutor din partea Domnului în vederea trăirii într-o stare după voia Lui. Și scrie astfel: faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai Lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Vedem aici că ne cheamă să fim copii curați. Deducem că am putea să fim copii necurați, copii poate neascultători, răzvrătiți. Am văzut exemplele evreilor. Se poate să fii copii al Domnului, chemat la mântuire și să fii răzvrătit. Aici ni se spune, ca să fim copii fără prihană, curați, fără vină, suntem chemați să facem ceva, să facem toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Fratele Cristi ne îndemna să fim roditori, pentru ca roada să vină în viețile noastre. Dumnezeu completează, începe să faceți lucrurile fără cârtiri și șovăieli, în casele voastre, la locul de muncă. Atâtea circumstanțe mărunte în care, dacă ascultăm și trăim într-o stare de mulțumire înaintea Domnului, vom găsi și roada Duhului în viețile noastre. Un exemplu foarte scurt acum, cu copiii mici, cu schimbatul lor, cu ca și tata, acum am fost mai mult pe acasă și am mai putut să ajut. Trebuie schimbat, trebuie făcut una sau trebuie făcut alta. Tăcând și făcându-le, încet încet Dumnezeu lucrează răbdare, încet încet Dumnezeu lucrează în noi chipul Lui și blândețe și alte calități pe care nu le găsim altfel. Dumnezeu să ne ajute să fim copii care facem toate lucrurile fără cârtiri și șovăire. Și aș vrea să ne rugăm și pentru altfel de copii. Asta este rugăciune pentru noi cei chemați la mântuire și răscumpărați. Copiii au fost într-o vacanță, știm cu toții, și de mâine încep școala. Dumnezeu să îi păzească în ceea ce învață acolo, să îi facă înțelepți la ceea ce trebuie și să-i facă proști în ceea ce nu trebuie să învețe. Sunt lucruri care nu trebuie învățate în școală. Dumnezeu să-i ferească. El poate, noi nu suntem acolo cu ei. În vacanță am fost cu ei, am păzit de una, am păzit de alta. Dar când vor fi în școală, sunt pe mâna altcuiva. Să ne rugăm în aceste două direcții. Pentru noi să avem o atitudine bună înaintea Lui și să păzească copiii în fiecare zi la școală și pretutindeni. Să ne rugăm în direcția asta. Amin.
Amin. Vă invit să luăm locurile. Vom lăuda pe Domnul prin cântarea El ne-a iubit venind în lume, ca noi pierduți să fim salvați. Prin sânge sfânt vărsat pe cruce, la Golgota, Iisus Hristos ne-a vindecat. Lăudat să fie numele Lui. După această cântare o să invit pe sora Vilma să aibă o poezie spre slava Domnului, iar mai apoi familia Știrb va avea o cântare.
Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Primește-mă, Iisuse, te rog, așa cum sunt. N-am nicio frumusețe, sunt doar sărac pământ, dar vreau din strălucirea pe care Tu o ai în marea bunătate și mie să îmi dai. N-am niciun merit, Doamne, că Tu mă, dar știu că mă iubești și îmi faci atâta bine și mă și fericești. Dragostea Ta sublimă față de traiul meu este așa de mare. Oh, cât de mic sunt eu! Simt brațul Tău, Iisuse, cum mă apucă blând și harul fără margini deasupra mea curgând. Smerit stau în tăcere, ce pot să mai rostesc? Splendorile-ți divine adânc mă copleșesc. E așa de bine, Doamne, să stau la pieptul Tău, uitând orice durere, păzit de orice rău. N-aș lua nimic din lume pentru a renunța la scumpa mântuire și la prezența Ta. Ce poate fi mai bine, mai minunat, măreț, decât să ai iertare de toate fără preț? Să te iubească unul necondiționat, să-ți dea îmbrățișare când Tu l-ai întristat. Ce poate fi mai sigur și mai liniștitor decât să știi că alături Tu ai un Salvator și oricât El este gata să asculte ruga Ta, să-ți dea pacea de plină și biruința Sa. Întotdeauna Domnul rămâne credincios, nu-i nimeni ca El în cer sau aici jos. A Lui e toată slava, onoarea, lauda, e vrednic, sfânt, puternic și drept de-a pururea. Amin. Rătăceam străin prin lume ca fiul risipitor, până a venit Mesia, bunul nostru Salvator. Și pe mine și pe tine te-a salvat Iisus din cer și ne-a pregătit un loc acolo sus în cer la El. Și pe mine și pe tine te-a salvat Iisus din cer și ne-a pregătit un loc acolo sus în cer la El. Haine albe ca zăpada, Domnul Iisus El ne-a dat și ne-a îmbrăcat cu ele ca pe fiul cel pierdut. Și pe mine și pe tine te-a salvat Iisus din cer și ne-a pregătit un loc acolo sus în cer la El. Și pe mine și pe tine ne-a salvat Iisus din cer și ne-a pregătit un loc acolo sus în cer la El. Dacă nu e scris în carte, te grăbește neîncetat, că se apropie să vină mirele nostru minunat. Și pe mine și pe tine te-a salvat Iisus din cer și ne-a pregătit un loc acolo sus în cer la El. Și pe mine și pe tine te-a salvat Iisus din cer și ne-a pregătit un loc acolo sus în cer la El. Amin. Amin. Domnului propovăduit prin fratele Claudiu, Domnul să-l întărească și să-i dea har. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului care ne-a salvat prin jertfa Sa.
Numele Lui să fie slăvit. Haideți să ne ridicăm în picioare, să cinstim cuvântul Lui Dumnezeu așa cum îl găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 22 și 23. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarna. Iisus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. Amin. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus stăm înaintea Ta, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Îți mulțumim, Doamne, pentru harul Tău, pentru dragostea Ta și pentru îndurarea Ta. Îți mulțumim că dragostea Ta de Tată ne-a adus și în seara asta în casa de rugăciune, la un timp de închinare și de părtășie frățească. Te rog, Doamne, revarsă-ți în continuare puterea Duhului Tău și dă ungere proaspătă robului Tău și dă-mi cuvânt din partea Ta, Doamne, ca să pot să vestesc cuvântul Tău așa cum îl primesc de la Tine. Și te rog, Doamne, ia din gura mea orice cuvânt care nu-i după voia Ta și pe care nu mi-l dai Tu și nu mă lăsa, Doamne, să las nespuse cuvintele pe care Tu mi le dai. Te rog, Domnul meu, să deschizi ușa inimilor, fraților și surorilor pentru cuvântul Tău și mie deschidem ușă de cuvânt. Fă, Doamne, ca cuvântul care se sădește să prindă sămânță și să prindă rod în inimile celor care l-ascultă. Tată Ceresc, până acum numele Tău l-am onorat și l-am slăvit. Ajută-ne, Doamne, ca și în continuare toate câte se fac să se facă pentru gloria și slava numelui Tău. Fii binecuvântat în veci de veci. Amin. Vă rog să ocupați loc. Oarecum, la prima vedere, niște versete care ai spune că n-au o încărcătură spirituală prea mare. În Ierusalim se preznuia atunci praznicul înnoirii templului, era iarna. Iisus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. Era o sărbătoare, nu dintre sărbătorile lăsate de Dumnezeu. Și pentru că noi am trecut și trecem încă prin perioada de sărbători, a veni la casa Domnului, a ține o zi pentru Domnul, o zi de odihnă pentru Domnul, este o zi de sărbătoare în cinstea Domnului. Și pentru că în perioada asta a sărbătorilor, mai mult ca niciodată, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să caut în Scriptură și să văd care a fost rostul sărbătorilor, de ce Dumnezeu a instituit anumite sărbători și care a fost scopul Lui în ceea ce privește relația om-Dumnezeu în sărbătoare. Și am văzut că Dumnezeu a instituit anumite sărbători, dar chiar și atunci când oamenii, evreii, poporul ales, au ales anumite sărbători în care să prăznuiască, cum se spune, să cinstească anumite lucruri, evreii țin și acum sărbătoarea Purim, două zile pe an, cu ocazia dejucării planului lui Haman de către Estera și Mardoheu, cu ocazia ajutorului pe care li-l a dat Dumnezeu în acea situație foarte grea pentru toți cei care erau în robie. Și atunci au instituit sărbătoarea Purim, pe care ei o țin și până astăzi. Sărbătoarea aceasta de a praznicul înnoirii templului avea și ea o vechime undeva puțin sub 200 de ani la vremea Domnului Iisus. Când era Domnul Iisus la 30 de ani, avea 200 de ani aproximativ și era o sărbătoare care se instituise cu ocazia eliberării templului de sub conducerea seleucizilor, eliberare care a fost făcută de frații Macabei, în special de Iuda Macabeu. Și atunci când s-a curățit templul, într-o perioadă s-au adus acolo jertfe idolești, s-a curățit templul, de atunci se prăznuia această sărbătoare, prăznuia înnoirea templului. Și iată că Domnul Iisus, în perioada aceea, era la Ierusalim și era chiar în templu, chiar în templu, chiar în templu. Adică nu a condamnat sărbătoarea aceasta, nu s-a dezis de ea, nu s-a depărtat de ea.
Uitându-mă, în Scriptură, în două locuri sunt enumerate sărbătorile pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru poporul său. Prima dată sunt în Levitic 23 și apoi în Deuteronom 16. În mare, ele erau așa: sărbătoarea azimilor, sărbătoarea săptămânilor, cincizecimea, și sărbătoarea corturilor. Erau cele trei sărbători în care tot poporul trebuia să meargă la Ierusalim. Înainte de sărbătoarea corturilor, era sărbătoarea ispășirii. Se făcea sărbătoarea ispășirii. Acestea erau sărbătorile mari de peste an, care însemnau câte o săptămână de sărbătoare și întotdeauna se încheiau cu o sărbătoare, cu un sabat sfânt, cu o adunare sfântă. Însă, periodic, Dumnezeu a mai lăsat niște sărbători. Era anul sabatic, al șaptelea an trebuia să fie un an sabatic, un an de odihnă, sabat înseamnă odihnă, așa. Și mai era anul de veselie, așa cum ne-am propus și noi ca biserică, care urma după un an sabatic. Atunci, practic, erau doi ani de odihnă. Doi ani de odihnă și Dumnezeu a spus: nu vă faceți probleme că am să vă mulțesc roadele atât de mult că din anul 48, al 49-lea era an sabatic, al 50-lea an era an de veselie, de dezrobire, zice, din anul 48 veți avea până în anul 51. Doi ani o să puteți, până când o să culegeți din roadele anului al 51-lea. Acestea erau sărbătorile instituite de Dumnezeu. Uitându-mă în Scriptură și căutând să înțeleg sensul sărbătorilor și de ce Dumnezeu le-a instituit, am găsit câteva lucruri. În primul rând, că Dumnezeu a lăsat sărbătorile ca un timp de dedicare a poporului către Dumnezeu. Haideți să citim din Deuteronom. În special, în partea de Deuteronom am găsit lucrurile astea. Și spune așa: Deuteronom, capitolul 16, începând cu versetul 1. Păzește luna spicelor și prăznuiește sărbătoarea Paștelor în cinstea Domnului Dumnezeului tău. Căci în luna spicelor te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt noaptea. Să jerfești Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului tău, jerfele tale de oi și boi, în locul pe care îl va alege Domnul ca să-și așeze numele Lui. Vreau să vă spun că tot ceea ce înseamnă sărbătoare se specifică lucrul ăsta: în cinstea Domnului Dumnezeului tău. Caracterul sărbătorii, sensul sărbătorii lăsate de Dumnezeu era să te aduni cu poporul și să cinstești numele Domnului. Sărbătorile lăsate de Dumnezeu în partea din Levitic există subtitlu: sărbătorile Domnului. Deci nu sunt ale noastre, sunt ale Domnului. Tocmai prin sensul acesta de dedicare totală și cu o măsură mai mare de profunzime față de Dumnezeu. Nici nu mă mir că Dumnezeu le lăsa câte o săptămână. Oricum era ziua de odihnă, sabatul, în care poporul trebuia să se adune și să asculte legea și să nu facă nicio lucrare de slugă, tocmai ca să se dedice lui Dumnezeu, să nu găsească alte motivații, dar în special în sărbătorile mari erau în cinstea Domnului Dumnezeului tău. Aceasta era totdeauna și acesta a fost scopul și caracterul cu care Dumnezeu a lăsat sărbătorilor: să îl cinstești pe Dumnezeu, să ai un timp de apropiere, de dedicare mai adâncă în relația cu Dumnezeu. Am tot gândit și pe undeva influențat și eu de anumite speculații a oamenilor de știință, am gândit
probabil că Dumnezeu a lăsat anul sabatic ca pământul să se odihnească și oamenii de știință au spus că este foarte profitabil pentru pământ un an să își refacă un ciclu de regenerare. Însă dacă ne uităm în partea de Exod, când ei rătăceau prin pustie, acolo Dumnezeu le dădea mană. Și totuși în sabat nu le dădea mană. N-ar fi putut Dumnezeu să le dea cum le dădea 6 zile, să le dea și a 7-a? Nu, a spus, pentru că în ziua aceasta voi nu trebuie să munciți. Munciți, strângeți în ziua a 6-a și pentru a 7-a. Dar în a 7-a o dedicați lui Dumnezeu. Anul sabatic, al 7-lea an, avea același caracter de dedicare. Un an pus deoparte pentru Dumnezeu. Un an în care să îți aprofundezi mai mult și mai mult și mai mult relația cu Dumnezeu. Doamne, dar tu ai înmulțit pâinile, peștii. Dacă tu ai vrea, ai putea să dai, să hrănești toată omenirea de pe un metru pătrat de pământ. Tot m-am gândit așa, mereu îmi vine în minte imaginea pâinilor și a peștilor. Oamenii, am mâncat multă vreme la cantină în anii de internat și stăteai la coadă. Și m-am gândit cum era în spatele teșghelei să știi că sunt numai 5 pâini și 2 pești și noi să fim o coadă lungă. Și din aia 5 pâini și 2 pești să nu se mai termine porțiile și după ce s-au săturat tot să întreb niște supliment, nu este? Mai sunt 12 coșuri. Și am zis, de ce? Și am înțeles că în special și pentru anul sabatic, anul de odihnă, scopul lui Dumnezeu era ca omul să se îndepărteze, să se debaraseze de alergarea sa zilnică și să aibă un an întreg dedicat lui Dumnezeu. Un an de apropiere. Întotdeauna în sărbători exista, am zis, partea asta de aprofundare a legii. Această parte de a ține sărbătorile în cinstea Domnului Dumnezeului tău avea 3 componente majore în care le găsim în Biblie și care făceau sărbătorile. Prima componentă o găsim tot în Deuteronom, capitolul 16, și spune așa, începând cu versetul 3. În timpul sărbătorii să nu mănânci pâine dospită, ci 7 zile să mănânci azim, pâinea întristării, căci ai ieșit în grabă din țara Egiptului. Așa să faci ca să-ți aduci aminte toată viața ta de ziua când ai ieșit din țara Egiptului. Mai încolo, când vine vorba de sărbătoarea săptămânilor, la fel spune. Versetul 12. Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și să păzești și să împlinești legile acestea. Primul caracter al sărbătorii și prima componentă era aducerea aminte a dragostei lui Dumnezeu, a minunilor lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu, a purtării de grijă a lui Dumnezeu, toate felurile în care Dumnezeu și-a manifestat dragostea față de poporul său. Psalmul 103 începe atât de frumos. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binecuvântările sale. Da. Dacă luăm Biblia și ne uităm de câte ori s-au ținut adunări mari, ei aveau, evreii, un refren care îl spuneau și care îl găsim foarte mult în psalm. Căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Căci în veac ține îndurarea Lui. Era aducere aminte, aducere aminte. Este psalmul 136, tot al doilea verset spune lucrul acesta. Hai să ne uităm. Da?
Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Și așa ține tot psalmul până la versetul 26. Era o repetare obsesivă a aducerii aminte că îndurarea lui Dumnezeu este cea care a vegheat peste poporul lui Dumnezeu. Și spune, pe cel ce a făcut minuni, pe cel ce a călăuzit poporul, pe cel ce i-a scos cu braț tare, căci în veac ține îndurarea lui. Și asta, dacă vedeți, de câte ori au fost adunări mari ale poporului, poporul asta cânta și asta, evreii asta cântă și acum. Dumnezeu a lăsat unele lucruri și le-a și spus spre aducere aminte, spre aducere aminte. Iacov a uns o piatră la Betel și a lăsat o piatră de aducere aminte. Aici este casa lui Dumnezeu, aici m-am întâlnit cu Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Când poporul a intrat în Țara Sfântă, pe vremea lui Iosua, a spus, din mijlocul Iordanului, aduceți 12 pietre la Gilgal și le zidiți acolo. Și când vă vor întreba copiii voștri, ce e cu pietrele astea? Cu pietrele astea de aducere aminte, să spuneți, mâna Dumnezeului nostru a fost cu noi și El a despărțit Iordanul așa cum a despărțit Marea Roșie și am trecut ca pe uscat. Îi punea pe cei din poporul evreu să-și facă fruntarii, să-și facă manșete, tocmai ca să păstreze aducerea aminte a bunătății, a dragostei și a îndurării lui Dumnezeu. Toate dovezile de dragoste a lui Dumnezeu trebuiau la sărbători reluată aducerea aminte. De ce? Pentru că Dumnezeu știe că fiecare om în caracterul său are această parte, această componentă de nerecunoștință, de uitare, de a o lăsa mai moale de obicei după ce ai trecut de încercarea cea grea. Și omul uită curând. Este psalmul 107 care începe ca și psalmul 136, dar aici sunt alte lucruri care se repetă și spune, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Însă, vorbește de poporul care pribegea în pustie și versetul 6 spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Versetul 8 însă, așa, cu durere, și se citește o durere mare la psalmist, o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Aici este accentul de nerecunoștință. Dumnezeu a făcut minuni mari, au strigat către Dumnezeu, El a ascultat, dar ei nu L-au mai proslăvit. O perioadă scurtă, dacă citim în istoria pe care ne-o prezintă Biblia, când era un lider mai spiritual, pe timpul vieții lui poporul se mai apropia de Dumnezeu. Cum se ducea liderul, cum uitau și ei tot. Și mai încolo, da? Tot psalmul 107, asta se repetă. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Domnul să ne ajute în adunările de sărbătoare și în sărbători să ne aducem aminte și să-L lăudăm pe Domnul că El a fost acolo când noi am strigat către El și a făcut minuni mari către noi. Sfârșitul psalmului 107 spune, cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luarea minte la bunătățile Domnului. Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru poporul evreu. Mari, minuni, greu de crezut. Încearcă oamenii de știință să explice că Marea Roșie s-a putut trece pe jos.
Vorba unei femei credincioase în vârstă și de la țară. Zice, atunci oare cum s-o fi necat egiptenii în ea, dacă se putea trece pe jos? Și dacă putea să treacă pe jos toată lumea, o treceau toți. Dar numai poporul Domnului a trecut-o pe jos. Egiptenii s-au necat, slavă Domnului. Acum noi avem o perspectivă mai nouă și mult mai glorioasă, iubiții mei. Pentru noi Dumnezeu a făcut cea mai mare minune posibilă, cea mai mare jertfă, cea mai mare dovadă de dragoste, mai mult decât pentru poporul evreu. Spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta este cea mai mare minune. Asta trebuie să fie în viața noastră totdeauna piatra de aducere aminte. Când vii la adunare, când ții sărbătorile, chiar dacă nu sărbătorile Domnului. E o sărbătoare când avem botez în biserică? E o sărbătoare. Când avem binecuvântare? E o sărbătoare în biserică. Când avem adunare? E o sărbătoare. Nu mai suntem atât de legați de zile și de cicluri ale anului. Sărbătoarea, dacă o ții în cinstea Domnului, este primită. Dar în primul și în primul rând, trebuie să te uiți la dragostea lui Dumnezeu și ca piatră de temelie a acestei dragoste să vezi jertfa Domnului Iisus Hristos făcută pentru fiecare dintre noi. Asta era prima componentă. A doua, al doilea lucru care sigur că se leagă de primul era ca atunci când îți aduci aminte de dragostea Domnului, când rememorezi dovezile lui de dragoste, să ai un timp de reîmprospătare spirituală. Domnul să-i binecuvânteze pe toți cei cu calculatoare. Este la calculator un buton, se numește refresh. Și așa m-am obișnuit cu el, că așa am venit și mie să zic, un timp de refresh, de reîmprospătare spirituală. Prima dată te uiți la dragostea lui Dumnezeu față de tine și apoi, uitându-te la viața ta, să-ți dorești mai mult, să te pocăiești. Îți pui viața într-o cumpănă, îți pui viața într-o balanță. Sfârșitul anului totdeauna e timp de bilanț și e un timp în care ne facem o analiză. Una dintre caracteristicile sărbătorii era, după ce te-ai uitat la dragostea și la bunătatea lui Dumnezeu, să te uiți, dar eu cum mă situez? Sunt mai pocăit decât înainte? Sunt mai puțin pocăit? Am răspuns dragostei lui Dumnezeu? N-am răspuns dragostei lui Dumnezeu? Am crescut în credință? Am crescut în cuvântul Domnului și în orice fel de lucru? Știți că Dumnezeu are un cântar cu care ne cântărește pe fiecare. În fața lui Dumnezeu nu te poți dezvinovăți. Spune în Proverbe, capitolul 24, începând cu versetul 12. Dacă zici, n-am știut, adică încerci să scapi, încerci să fentezi, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? No, în fața lui Dumnezeu nu te poți dezvinovăți. Dumnezeu cântărește inima fiecăruia. Dacă ne uităm în Daniel, în capitolul 5, a fost acolo un ospăț mare și la un moment dat o mână a apărut pe perete și a scris câteva cuvinte. Numărat, cântărit și împărțit. A venit, l-au chemat pe Daniel și a spus, ce înseamnă? Dumnezeu ți-a numărat, asta. Ți-a cântărit domnia și gata, ți-a împărțit împărăția. Te-a cântărit Dumnezeu și în cântarul lui n-ai atârnat deloc, indiferent de cât de grandios ți se părea ție că ești. Dumnezeu i-a cântărit viața acelui om și în consecință, ca o consecință a acelei cântăriri, a spus, până aici ți-a fost
În Luca, capitolul 12, găsim un om care, pe când Domnul Iisus predica despre Duhul Sfânt, despre hula împotriva Duhului Sfânt, el a spus: uite ce, cred că mai bine acum te-ai apucat să împarți între mine și fratele meu. Și el a spus: hai să vă dau o pildă. Un om și-a făcut planul și, după ce și-a făcut planul, a tras o concluzie. Suflete, ai multe bogății adunate pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea, simte-te bine că de acum viața e a ta. În cântarul lui Dumnezeu, el era un nebun. Sigur, în cântarul său propriu și în cântarul lumii, probabil că atârna greu. Dar în cântarul lui Dumnezeu a spus: ceea ce n-ai pus pentru sufletul tău, n-ai făcut nimic. Tot să vorbea astăzi. Nu știu cum ar fi la sfârșit să ți se pună ștampila asta. Nimic. Să te cântărească Dumnezeu și să spune: deși ai văzut minunile mele, deși ai văzut dragostea mea, deși m-ai chemat și ți-am răspuns, nu te-ai pocăit, n-ai crescut în această greutate. Noi cei care am crescut copii știm că, în special în perioada când sunt mici, îi ducem la doctor periodic și că sunt bolnavi și că nu. Primul lucru, doctorul ce face cu ei? Îi cântărește. A luat în greutate, e bine, n-a luat în greutate, e o problemă. Așa e și cu viața noastră de pocăință. Când vii în fața lui Dumnezeu, te pui față în față cu dragostea lui Dumnezeu, te cântărești și vezi: am luat în greutate, îți mai pocăit. Dar nu după cântarul lumii sau după comparația cu alții, ci după cântarul lui Dumnezeu. Că dacă ar intra unii la noi în adunare, ar spune că suntem mult prea înguști, mult prea înguști. Și sunt mulți care spun: voi nu, voi sunteți mai înguști decât cere Dumnezeu. Unii pot să aibă unele păreri, altele pot să aibă alții alte păreri. Standardul nostru este Biblia. Asta e unitatea de măsură a lui Dumnezeu. După aceasta vom fi judecați, ea ni se va pune în cântar. Nu vom fi judecați după ce am crezut noi, după ce ne-a spus cu tare om sau cu tare om, ci după cum îmi spune Biblia că trebuie să mă pocăiesc. Da. Ucenicii au spus: Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Domnul Iisus a spus: dacă nu lasă cineva mamă, tată, frați, surori, case, holde, dacă nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Asta este standardul. Când te pocăiești, când te cântărești în cântarul lui Dumnezeu, asta trebuie să-ți pui întrebarea: Doamne, am lăsat totul pentru tine, dar dacă n-am lăsat, ce mai am de lăsat? Unde mai trebuie să dau la o parte din viața mea lucrurile care mă fac ușor, ca să pot să fiu greu în pocăință, greu în cântarul tău, în cumpăna ta, în cumpăna ta? Scriptura spune în 1 Petru, capitolul 1, versetul 15: după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Nu fiți și voi sfinți cât îți putea și faceți și voi și străduiți-vă. Nu zice, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată... Da. Scriptura îți dă termene de comparație. Da. Domnul Iisus spune: cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu cât îți putea voi și cum îți putea voi și când o să aveți chef și când o să aveți tragere. Că Dumnezeu nu acceptă o ascultare doar atunci când ai chef. Nu de mult am vorbit despre Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a dat întotdeauna dovada faptului că voia Lui și-a supus-o voii Lui Dumnezeu.
Domnul Iisus Hristos are și avea voința sa proprie. Proprie. Dar și-a supus-o Tatălui și-a ascultat în orice condiții, chiar dacă știa ce urmează, chiar dacă, în ciuda a tot ceea ce urma, alegea să facă voia Tatălui în orice condiții. Asta înseamnă pocăința. Asta înseamnă pocăința. Doamne, aici pot să mă evaluez, pot să mă cântăresc. Sunt gata să las totul pentru tine. Sunt gata să te ascult, chiar dacă trebuie să plătesc un preț care nu mi-ar conveni, care îmi strică mie toate planurile vis-a-vis de relațiile dintre noi. Biblia spune, primiți-vă cum v-a primit și pe voi Hristos. Iertați-vă cum v-a iertat Hristos. Dacă vrei să-ți verifici greutatea în pocăință în privința relațiilor, uită-te ce-ți cere Biblia. Nimeni nu se va putea dezvinovăți în ziua judecății spunând, eu m-am străduit să iert, dar nu prea am putut eu, că am fost așa mai mânios și mai aspru, m-am străduit și cât am putut, am făcut, dar câteodată nu mi-a venit și... poate. Ăsta este standardul pe care noi periodic, dar în special acum vorbim de perioada sărbătorilor, de timpul dedicat mai mult lui Dumnezeu, este aceasta. Uitându-mă la dragostea lui Dumnezeu, care culminează așa ca o aureolă, ca un curcubeu peste toate lucrurile mărețe, culminează jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, trebuie să-mi pun în cântar pocăința. Doamne, am răspuns acestei dragoste. M-am pocăit așa cum vrea Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Domnul să ne ajute. 1 Ioan 2,6 este etalonul fiecărui pocăit. Fie că ne place, fie că nu. Da? Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Nu extrapolăm lucrul ăsta, cândva o să-l detaliem, nu așa cum spune, să ne facem toți tâmplari și așa. Dar să căutăm voia Tatălui în orice condiții, să facem ce-i plăcut Tatălui, să poată Dumnezeu să-și găsească plăcerea, să nu fim niște fii reci, uscați, care împlinim de nevoie și câteodată, așa, fără niciun chef și fără nicio tragere, anumite cereri din partea lui Dumnezeu, anumite porunci, ci care, înțelegând dragostea lui, punând față în față dragostea lui Dumnezeu, cu cine am fost noi fiecare, să răspundem cu dragoste. Mulți au avut harul să se nască în biserică, să trăiască în pocăință, să... și o mare binecuvântare să nu te mânjești cu mocirla și cu urățeniile lumii. Eu însă, care m-am întors la Domnul la 35 de ani, pot și am văzut cu ochii unui om matur fundul gropii, mocirla și groapa pieirii de unde m-a scos Dumnezeu. Și am văzut roșcoavele în care trăiam și câtă minciună era în viața mea crezând că sunt bine. Mi-e oarecum mai ușor să văd comparația de unde m-a scos Dumnezeu și ce a făcut cu mine. Și al treilea aspect, care ține tot de sărbătoare, sărbătoarea nu era toată un timp al îmbufnării, a lacrimilor adânci. Asta. Sărbătorile se încheiau întotdeauna cu zile de veselie. Haideți să ne uităm tot în Deuteronom 16. Spune așa. Versetul 11.
să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care va alege Domnul Dumnezeul tău ca să locuiască numele Lui acolo. Fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta, levitul care va fi în cetățile tale și străinul, orfanul și văduva care vor fi în mijlocul tău. Mai încolo, versetul 14, să te bucuri la sărbătoarea aceasta, fiul tău, fiica ta, robul, roaba ta, levitul, străinul și orfanul și văduva care vor fi în cetățile tale. Întotdeauna întâlnirea cu Dumnezeu atunci când îi urmată de pocăință. Să știți că eu n-am văzut om mântuit care să fie trist. Cel puțin nu în prima perioadă atunci. Că după aia, bineînțeles că Dumnezeu îl modelează și asta și... Dar n-am văzut, eu mă știu pe mine, că n-au trecut chiar atâția ani, și îi știu pe toți pe care i-am cunoscut și care s-au întors sincer la Domnul. Primul an, știți cum e balerina aia care stă așa pe poante, parcă nici n-atingi pământul, așa treci prin viață. Fericirea și bucuria mântuirii care o ai întrece orice. Te bucuri că Dumnezeu te-a scos de acolo, te bucuri că nu mai ești în păcat, te bucuri că Dumnezeu ți-a deschis ochii și atunci realizezi prima dată ce mare har îi că Dumnezeu ți-a deschis ochii și cât de mare poate să fie dragostea Lui. Întotdeauna sărbătorile se terminau cu adunări de bucurie, cu adunări de bucurie, timp în care, și odată cu bucuria, se mai dezvolta ceva. Părtășia a spus să nu te bucuri singur, nu te duci în casa ta și în cortul tău, tu cu nevastă ta mâncați acolo și... Nu? Cu fiul tău, cu fiica ta, dar spune și cu robul și roaba ta, ai levit care trăiește acolo, străin, orfan, văduvă. Fă pe toți părtași la bucuria relației tale cu Dumnezeu. Totdeauna erau porunci când se țineau sărbătorile, duceți-vă ce înseamnă să fii prins acolo cu fără libertate de mișcare. Când l-ai eliberat, primul lucru se bucură. Și asta spunea și Dumnezeu, bucură-te și fă din bucuria relației tale cu Dumnezeu un prilej de părtășie cu ceilalți. Un prilej în care să vă bucurați împreună. Nu fi egoist. În cartea Neemia, nu de mult am recitit-o și Neemia a avut un lucru deosebit. El a prăznuit sărbătoarea corturilor care nu se mai prăznuise de pe vremea lui Iosua. Nici David, nici Solomon, nici ceilalți împărați buni, Ezechia, Iosafat, nu au ținut această sărbătoare. Neemia a reașezat sărbătoarea corturilor. Și poporul chiască legea și să lămurească legea poporului de acolo, văzând chiască legea și să lămurească legea poporului de acolo, văzând cât de mult au păcătuit, au plâns foarte mult. Au zis întregului popor, ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului, ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru, să nu vă bociți și să nu plângeți, căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. El le-a zis, duceți-vă de mâncați, n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru, nu vă mâncați, n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru, nu vă mâncați. De relația noastră cu Dumnezeu, n-are Dumnezeu nimic în sărbători împotriva faptului că noi mâncăm sarmale sau ce ne place nouă. Nu. Împotrivă, zice, bucurați-vă. Bucurați-vă, aveți grijă însă și de cei ce nu au nimic, nu vă mâhniți. Este un lucru, multe promisiuni are Dumnezeu în Biblie pentru copiii Lui și pentru poporul evreu, dar și pentru noi ca și credincioși, da? Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip
Când îți spune Dumnezeu, cu niciun chip nu te voi părăsi, apoi te duci înainte cu încredere. Spunea un frate, zicea, ca păstor penticostal am învățat o lecție prețioasă în ceea ce privește credința și am mai spus-o, dar acum caut și eu să vă păstrez mintea vie, cum la un moment dat în biserică rămăsese ultimul și se ruga, am mai auzit pe cineva rugându-se lângă el și după ce a terminat rugăciunea, omul respectiv era un străin, a spus, dați-mi vă rog o bucată de pâine, sunt din alt oraș și am venit aici la cineva în vizită, nu l-am găsit că era la spital, l-am mutat și n-am decât bani de tren de întors. Dați-mi o bucată de pâine că nu am ce mânca. I-am dat 50 de mii cum era atunci, n-am apucat să închid biserica, bate cineva la ușă. Omul, v-am adus 3,50 lei rest. Mi-am luat o pâine, vă mulțumesc. Și a spus, dar de ce ai mai venit și cu restul ăsta? Și așa nu-i mare lucru. Zice, da, atâta mi-a trebuit, o pâine, vă mulțumesc. Și atunci am pus întrebarea, zice, la care el mi-a dat un răspuns, care pe mine, ca păstor, m-a făcut să-mi fie rușine de credința mea. Și am zis, lasă banii ăștia, zice, nu te-ai gândit ce o să mănânci mâine? Și el a spus, frate, Dumnezeul care mi-a purtat de grijă până astăzi, îmi va purta de grijă și mâine. Slăvit să fie numele Domnului. Asta era și asta dorea Dumnezeu de la sărbători. În cinstea Lui să ne aducem aminte întotdeauna de dragostea Lui Dumnezeu, culminată cu jertfa Domnului Iisus Hristos, să ne pocăim și să ne cântărim pocăința în cântarul Lui Dumnezeu, ca să nu ne înșelăm singuri și să ne bucurăm de relația noastră cu Dumnezeu. Trei versete o să le las ca încheiere. Primul este, l-am spus, Psalmul 103, versetul 1 și 2. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt, binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Asta uitându-ne la viața noastră, să ne aducem aminte de Domnul. În ceea ce privește fiecare zi din viața noastră, fie că e adunare, fie că nu, vom citi din Deuteronom 13, versetul 4, voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru, de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați și Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Asta să ne fie pentru fiecare zi, că numai și numai și numai de Dumnezeu. Și ultima este din Coloseni, capitolul 3, ca să privim cu încredere și cu bucurie din Filipeni, capitolul 3, care spune să privim cu bucurie și cu încredere viitorul nostru, atât pe pământ cât și în veșnicie, slăvit să fie numele Domnului. Și spune, începând cu versetul 10, apostolul Pavel, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, spre premiul chemării cerești a Lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Iubiți frați și iubite surori, Cel ce ne-a purtat de grijă până astăzi se va îngriji și de azi înainte de fiecare dintre noi. Amin. În urmă cu câțiva ani, vreo 5-6 ani, am fost cu fratele Grigore la invitat fiind la o săptămână, la finalul unei săptămâni a corturilor, la frații penticostali adventiști în Cluj. Partea pitorească la final
a sărbătorii și a sărbătorilor era sunatul din trâmbiță cu vâlvă. Asta era ceva care dădea culoare și pitoresc sărbătorii. Dar am văzut că nu întotdeauna sărbătorile acestea își ating ținta. Spuneau frații acolo că a fost o sărbătoare binecuvântată și a fost un timp așa, dar vedeam din priviri că nu toate lucrurile au fost în regulă. De multe ori, nu toate lucrurile sunt în regulă și sărbătorile ar trebui să-și atingă ținta. Adică să fie sărbători în cinstea Domnului, Dumnezeului nostru, în care Dumnezeu să aibă de câștigat. Se întâmplă un lucru, întotdeauna de sărbători ne gândim ce să ne mai cumpărăm, ce să gătim, nu-i așa? Dacă nu e așa, corectați-mă. Ce să ne mai cumpărăm, ce să gătim, ce să fie, cine să vină la noi, unde să mergem, ce să facem. Și nu-i rău lucrul acesta, dar ar vrea să ne gândim că sărbătorile Domnului. Fiecare zi poate să fie o sărbătoare. Este o cântare frumoasă care zice: mare va fi ziua când ai să cobori sărbătoarea celor fără sărbători. Dar noi avem sărbători. Oricum, sărbătoarea celor fără sărbători, sărbătoarea mare din cer va fi una deosebită. Dar noi avem sărbători. Să ne bucurăm și să sărbătorim biruința Domnului prin Iisus Hristos asupra lumii, păcatului și a morții și lucrurile pe care Dumnezeu le face într-un mod fantastic în viața noastră. Adică Dumnezeu spune: te ajut, te întăresc, te eliberez, îți dau vindecare, îți dau eliberare, dar încrede-te în mine, din toată inima. Adică lasă-mi mie controlul. Și în seara aceasta și pentru perioada următoare ne rugăm ca să putem să-i dăm controlul Domnului. Să spunem: Doamne, vreau să iau mâna de pe volanul sau de pe cârma preocupărilor mele de sărbători și Tu să fii Cel care dai biruință, Cel care îți faci lucrarea într-un mod deosebit și într-un mod minunat. Ne amintim că săptămâna viitoare este sărbătoarea săptămânii de rugăciune. În fiecare zi din săptămână, post și rugăciune, și în mod special joi, vineri și sâmbătă, post și rugăciune pentru săptămâna de pentru evangelizarea în întregul an. Iar la sfârșitul acestor zile, acestei săptămâni de rugăciune, duminică seara va fi o seară de evangelizare, când invitat va fi fratele Marius Sabău. Dorim să grupele de rugăciune pe primul plan, în primul punct al temei de rugăciune să fie evangelizarea pentru anul acesta și evangelizarea de duminică 20 ianuarie. Vom avea întâlniri la Casa Domnului, joi, vineri, sâmbătă, începând de la ora 6, iar, așa cum am spus, duminică seara, evangelizare. Ne rugăm Domnului pentru aceasta și ne rugăm ca evangelizarea să-și atingă ținta pentru duminica viitoare și evangelizarea din cursul anului acestuia, să dea Domnul o nouă înviorare, o măsură de putere și ungere la cei care vor sluji în vederea evangelizării. Acum aș vrea să ne rugăm pentru aceasta și ne rugăm și pentru cauzele care le avem. Avem o listă mare cu boli grave, grave și mai puțin grave, cu boli mai grele și mai puțin grele. Ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să se atingă și să lucreze. A venit fratele Titișan acasă, Adi Titișan stă acasă până miercuri, miercuri va merge din nou la Cluj. Ne rugăm ca Dumnezeu să continue lucrarea de vindecare în trupul lui și în viața lui. Ne rugăm pentru sora Delia, are o recidivă a vechii boli care a măcinat-o. Domnul să lucreze, să atingă de ea, așa cum a vindecat-o prima dată, să o vindece și de data aceasta, și El să lucreze. Ne rugăm pentru fratele Sorin, care este internat în spital. Unii l-au vizitat și bine au făcut, alții probabil că vor merge în vizită la el. Dumnezeu să lucreze în mintea și în inima lui, să întărească trupul și sufletul pentru ca viața lui de credință să fie una după voia lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru sora Camelia din Cluj, care are o problemă de sănătate, Domnul să atingă de ea și să lucreze. Fratele Bordaș a fost operat ieri, cred că, nu știm încă în ce salon este, ne rugăm pentru el și în momentul în care vom ști, salonul vom anunța pentru cei care doresc să-l viziteze.
Ne rugăm pentru fratele Cornel și fratele Gheorghe, care sunt bolnavi de cancer. Ne rugăm pentru fratele Vasile Prodan, care a fost în spital, acum am înțeles că este acasă. Domnul să-i dea vindecare deplină. Ne rugăm pentru o soră care ne roagă pentru mama ei. Mama ei se numește Livia, pentru mântuirea și vindecarea ei. Ne rugăm pentru sora Adriana, care este bolnavă. Ne rugăm pentru Florin, Oana și Vlad, pentru vindecare și mântuire. Ne rugăm pentru Vica și Paul, ca Domnul să lucreze. Ne rugăm pentru vindecarea familiei Tolnai. Ne rugăm pentru Rozi și Maricica, pentru Dezi și Florin, pentru Claudia, Otilia și Ioan. Și o listă pentru mântuire și pentru cauze. Domnul să atingă de lista aceasta. Domnul să atingă de lista noastră pe care o arătăm Domnului de fiecare dată și ne încredem în Domnul că Dumnezeu va lucra. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm Domnului cerând toate lucrurile. Pentru cuvânt și mulțumim, Doamne, pentru Duhul Tău cel Sfânt, pe care Te rugăm să-L lași să fixeze învățăturile în mintea și inima noastră, ca să trăim după voia Ta, după planul Tău, frumos ca în timpul zilei, conform cuvântului Tău.
Te rugăm, Doamne, pentru cauzele pe care le-am citit și ți le-am arătat ție. Tu le știi și le cunoști. Doamne, atinge-te, grăbește vremea în care vei răspunde, Doamne. Dă biruință, dă sănătate, dă eliberare, dă ajutor. Ridică, Doamne, din întuneric și fără de lege. Lucrează, Doamne, în seara de evangelizare și în anul acesta cu evangelizare, cu chemarea Ta sfântă a oamenilor din întuneric la lumină, din păcat la biruință, la mântuire și la ajutor dumnezeiesc. Lucrează, Doamne, în familiile noastre, lucrează, Doamne, în neamul nostru, lucrează, Doamne, în adunare. Te rugăm pentru putere și har. Ne rugăm, Doamne, pentru autoritatea cuvântului și a Duhului Tău, pentru puterea Duhului Tău care să zguduie, care să întoarcă oamenii cu fața spre Tine, definitiv cu fața spre Tine. Ne rugăm, Doamne, să faci ordine în familii. Ne rugăm, Doamne, să restabilești relații normale și binecuvântate în familii și în biserică, Doamne, și în toate lucrurile, domnia, stăpânirea Ta să fie reală în noi și în viața noastră, în biserica Ta, Doamne, că Te rugăm în numele Domnului Iisus și îți mulțumim, Doamne, că vei lucra. Slavă Ție în veci de veci. Aleluia. Amin. Ocupăm locurile. Fratele Claudiu ne va saluta la ieșire. Vă dorim o săptămână binecuvântată. Ne amintim că în duminica din 20, duminica după masă,